Comerțul și folosirea ilegală a articolelor pirotehnice creează probleme în luna decembrie, atât polițiștilor cât și în general populației care este deranjată de zgomotele petardelor, asta fără să mai luăm în calcul și riscul de accidentare în cazul utilizării anumitor materiale pirotehnice. Pentru a verifica legalitatea desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă, polițiștii desfășoară numeroase controle. Polițiștii din cadrul poliției orașului Rovinar și postului de poliție Negomir, fiind în continuare a cercetărilor într-un dosar penal legat de comercializarea ilegală a articolelor pirotehnice, au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza a 3 localități din Gorj. La data de 22 decembrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Rovinari și postului de poliție Negomir, fiind în continuare a cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, au efectuat 5 percheziții domiciliare la sediul a 2 societăți comerciale și domiciliile a 3 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, pe raza localităților Negomir, Mătăsar și Dragotești. Cu această ocazie, polițiștii au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor un număr de 56.736 de articole pirotehnice cu o greutate totală de aproximativ 850 de kilograme. În cauză se continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.